poate neașteptată înainte de meci, care ar fi explicațiile pentru acest eșec? Bună seara! Într-adevăr, am făcut o partidă foarte slabă, mai ales prima repriză, dar și în repriza a doua am jucat cu un om în plus, nu a reușit să măcar să egalăm, să punem mai multă presiune pe cei de la Ucluj, să reușim să marcăm din ocaziile pe care le-am creat. Facem niște greșeli de... Nu mi-a dat să văd. Nu la Liga 1, nici la Liga 3, că am antrenat și la Liga 3 și n-am văzut așa greșeli. Din păcate, s-au întâmplat foarte multe greșeli de când sunt aici și vorbesc aici de greșeli individuale, ceea pentru mine, e de neînțeles. Dar este păcat că nu a reușit să obținem un rezultat pozitiv, pentru că veneam după jocuri bune, după victorii în campionat și era important să câștigăm acest joc, dar nu ne-am prezentat cum trebuie. Sunteți adeptul unui joc ofensiv, asta se cere, asta este cât se poate de clar. Poate fi și asta o explicație, faptul că, de exemplu, la primul gol al Universității, erau foarte avansați jucătorii dumneavoastră, a fost deposedată, o deposedare acolo. La 20 de metri, acolo, în zona centrală, ne-au prins deschiși și nu trebuia să pierdem mingea acolo, pentru că este periculos și am luat acel gol. Apoi nu putem să anticipăm o minge de 70 de metri, ne băgăm sub mingea, păi avem mingea în picior și să dăm mingea în aus sau să dăm lungă cu ea, o dăm un corner, o lovim cu tibia, nu mai știu cu ce a lovit. Da, în fine, sunt niște greșeli care, te-am spus, rar mi s-a dat să văd pe terenul de fotbal, la Liga 1 mai ales. Care ar fi soluția pentru a limita pe cât posibil aceste greșeli pe care le... Păi ce să facă? Sunt jucători de 27 de ani, de 30 de ani, de 25 de ani, să învăț acum eu să fac o preluare și să dea un pas cu latul. Păi, ar fi cum acum, de la copii și juniori, începem acum să învățăm jucătorii să facă preluare sau să anticipeze o minge de 70 de metri. Ești chiar așa. Putem vorbi și de un blocaj mental, pentru că e clar că noi veneam după 4 victorii în campionat, un meci bun în Europa. Ce blocaj mental să fie? Urcasem în clasament, cu o victorie eram din nou în zona de play-off, adică eram bine. Ce blocaj mental să fie? Trebuia să aibă plăcere de a juca, atitudine. Chiar dacă a suferit puțin pe final, dar rezultatul cred că este incontestabil, nu? Bună seara! Păi, în primul rând, aș vrea să felicit și arbitrajul. Cred că a fost un arbitraj impecabil, chiar dacă... Deci se poate! Se poate, când se vrea, se poate, chiar dacă am avut eliminarea aceea în minutul 57, dacă nu greșesc, aproape de minutul, 58, o greșeală mare a capitanului nostru, a lui Romario, dar am dat dovadă de mare caracter. Cred că și etapa trecută am făcut un joc foarte bun. Am spus și mă repet, campioana României nu și-a creat ocazii cu noi aproape deloc. Doar că au intervenit acele penaltiuri și cel de-al doilea, sincer, rușinos s-a acordat, dar iarăși nu mai contează. Trec și peste acel roșu care trebuia acordat celor de la CFR Mintu 70. Mergem mai departe și astăzi facem un joc aproape de perfecțiune. Cred că până în acel moment al eliminării, cred că am fost echipa care am controlat în totalitate jocul. Nu și-au creat nicio ocazie cei de la FCSB, chiar dacă au în componența lotului jucători foarte, foarte valoroși. Da, din păcate pentru noi am rămas în 10 oameni, dar și așa ne-am creat ocazii de a marca. Sincer, cred că în această seară puteam să mai marcăm cu ușurință încă 5 goluri, fără doar și poate, dacă mă gândesc la ocaziile pe care le-am avut, bara lui Tiam, două ocazii Kipciu, foarte mari, Fiulop, două ocazii uriașe, singur cu portarul, dăm plasa laterală, după aceea în ultimul minut dă de două ori în portar. Cred că am controlat jocul și a fost un spectacol pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru cei care s-au uitat la televizor. Am fost puțin supărat, puțin deranjat așa de toate comentariile care au fost după acel joc contra CFR-ului de săptămâna trecută, când am pierdut cu 2-1, așa cum am pierdut. Și erau câteva persoane care vorbeau pe la televizor că și Ucluj trebuia să arate mai mult. Nu i-am arătat chiar foarte bine. Am avut o posesie împotriva CFR-ului de 60%, 59% să nu greșesc. Am avut șuturi mai multe decât CFR-ul pe poartă, 6-4 dacă nu greșesc.
cornere 4-3, am dominat la toate capitolele, dar diferența a făcut acel penalti de golul 2 și acea fază, ok, când joci contra CFR-ului, trebuie să dai mai mult decât poți. Noi am dat și atunci foarte mult, chiar dacă am jucat cu aceeași echipă la 3 zile. Deci eu am spus și atunci după joc și mai spun și acum. Meciul s-a încheiat 1-1 și cel de-al doilea, după părerea mea. Dar în această seară cred că am făcut un joc, așa cum am spus, aproape de perfecțiune până în acel minut. Am rămas în 10 oameni, am suferit, a trebuit să ne apărăm cu toții. Cei de la FCSB și-au trimis și fundașul central, în care unul nostru spre final am făcut și o schimbare care de obicei nu prea îmi place să o fac. Am băgat al treilea fundaș central, nu sunt obișnuit și nu-mi place să fac lucrul ăsta, pentru că nu-mi place să mă apăr, cu toate că de multe ori poate așa pe nedrept am fost considerat, domnule, cu un antrenor mai defensiv. Din păcate nu este așa pentru acei oameni care m-au catalogat un antrenor defensiv. Și pot să confirme jucătorii cu care am lucrat. Îmi doresc totdeauna să am o echipă foarte disciplinată. În primul rând, tactic, trebuie să stăm foarte bine și pe faza de apărare și pe faza de atac. În această seară am avut și în Tiam un jucător formidabil, știam potențialul lui, de asta l-am și adus, l-am și mutat în centru atacului, pentru că știam, fundașii centrale ai FCSB-ului sunt fundași masivi, destul de greoi, iar Tiam, un jucător tehnic și cu viteză foarte bună, știți că este primul joc în care îl folosesc atacant central. Toate aceste lucruri... Și pe Bălan pe bancă. Și l-am lăsat și pe Bălan pe bancă. Sigur, asta a fost tot ce am pregătit în zilele premergătoare acestui joc. Poate nu se așteptau să-l urc nici pe Kipciu acolo și cu Vlădoiu să joc la locul lui, fundaș dreapta, dar una peste alta băieții au făcut un joc formidabil, sincer, sunt mândru de ei, așa cum sunt mândri de ei și suporterii, și sincer și eu vreau să le mulțumesc din suflet, și eu sunt mândru de suporterii noștri și vă dau cuvântul meu de onoare că această echipă, acest club și acest oraș merită ca Ucluj să devină o echipă puternică și am să încerc, așa cum am făcut la toate echipele la care am lucrat, ca Ucluj să arate din ce în ce mai bine. Și vă promit asta că va arăta mai bine. Ați fost puțin supărat, ați bătut acolo obrazul cuiva, nu știu, spre oaspeți sau... Nu mai contează, ați auzit discuțiile. Cred că frumos este ca antrenorii să se respecte, iar după jocuri și dacă pierzi, trebuie să vii să dai mâna cu adversarul. Eu, și puteți să-l întrebați pe Dan Petrescu, cred că l-ați văzut, și când am pierdut, am mers, am dat mâna cu el. Asta este până la urmă la fotbal, la farul, puteți să întrebați pe Gică, pe Hagi. Am pierdut cu 2-0, am făcut un joc mai modest, am mers, am dat mâna cu Hagi. În această seară, antrenorul FCSB-ului a plecat după bancă fără să salute, fără... Sincer, cred că nu... Ok, înțeleg că suntem supărați, suntem, dar până la urma urmei, înainte de a fi antrenor, cred că a trebuit să fim oameni și ei au tot respectul meu, colegii mei. Cred că așa ar fi normal. Este a doua oară când mi se întâmplă așa, când un antrenor pleacă după bancă, întoarce spatele și nu salută pe nimeni. S-a mai întâmplat odată cu acel băiat care a antrenat Craiova, care știți foarte bine ce probleme are acum, e vorba de Mangia. Câștigat un meci la Sfântul Gheorghe contra Craiova și a plecat tot așa, s-a întors cu spatele, urât. Adică, sincer, din punctul meu de vedere, nu se procedează de maniera asta, dar asta este situația, înțeleg și aceste lucruri. O victorie într-un campionat foarte strâns vă urcă 4 sau 5 locuri. Arată bine, nu? Păi nu, cred că Ucluj, în momentul de când am venit eu, a arătat bine și n-aș vrea să iau din merite absolut deloc lui Lincar, care v-am spus, a făcut o treabă foarte bună, a revenit în prima ligă echipa, a făcut o muncă extraordinară, un an și ceva, dar asta este viața antrenorilor, a avut un început mai greu de campionat, dar cred eu că Ucluj a arătat foarte bine și trebuia să avem mai multe puncte, fără doar și poate. În acest moment, eu cred că trebuia să avem undeva în jur de 22-23 de puncte, sincer, fără falsă modestie, dacă mă gândesc cum am pierdut cu CFR-ul, cum am pierdut, mă rog, cum am pierdut 2 puncte la Voluntari, cum am pierdut 2 puncte cu FCU Craiova și așa mai departe. Rapid, dacă acel penalti minut 82, am să-l sun acum pe Mutu, că am primit mesaj de la el, da. Să-l felicit și eu pentru victoria de ieri, pentru că n-am apucat să-l felicit. Da, și asta este situația, atâtea puncte avem, dar așa o medie în cele 10 etape de campionat de când sunt aici, am făcut 15 puncte, o medie de 1,5 pe meci. Cred că puteam să avem minim 2, dacă nu mai multe, pe,
pe meci. Dar asta este situația, trebuie să ne mulțumim cu ce avem acum, trebuie să ne odihnim, să ne concentrăm pe ce avem de făcut mai departe, pentru că și sâmbătă ne așteaptă un joc extrem de greu la Craiova, dar dacă vom fi cu toții apți, cu atitudinea pe care am arătat-o și în această seară, din păcate nu mai avem suporteri în spatele nostru, dar vom face tot ce depinde de noi și la Craiova să facem un joc bun. Mulțumesc!